găsit la știri, sunt Silvana Vorovenci. Scene șocante petrecute în plină stradă. O tânără a fost agresată sexual la Predeal. Cum s-a întâmplat teribilul eveniment, ne spune colegul meu Marian Stoica. Bun găsit, Marian! Bun găsit tuturor! Nefericitul incident s-a petrecut pe o stradă din Predeal. O tânără se îndrepta spre locul de muncă, iar la un moment dat a fost urmărită de un bărbat de 25 de ani. Acesta a imobilizat-o și a agresat-o sexual în plină stradă. Din fericire, la un moment dat, femeia a reușit să scape și a alertat imediat autoritățile. Principalul suspect a fost încătușat de oamenii legii, iar un procuror de la parchetul judecătoriei Brașov a cerut unui judecător de drepturi și libertăți să emită mandat de arestare pe numele suspectului. Acesta a fost reținut pentru 20 de zile și este acuzat de agresiune sexuală. Decizia însă nu este definitivă, iar ultimul cuvânt îl va avea Tribunalul Brașov. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Pensie record la Brașov. Dacă unii pensionari abia reușesc să supraviețuiască de la o lună la alta cu banii pe care încasează din pensii, sunt însă și pensionari ale căror venituri ajung chiar și la câteva mii de euro. În Brașov, cea mai mică pensie are o valoare de 520 de lei, iar cel mai mare venit care intră în contul unui pensionar este de 26.000 de lei, echivalentul la peste 5.600 de euro. Vorbim despre un fost magistrat din județ. Diferențele sunt uriașe între pensiile de asigurări sociale și pensiile de serviciu, tocmai pentru că modul de calcul este diferit. Modul de calcul a pensiei de serviciu este total diferit de pensia de asigurări sociale. Pentru persoanele respective, dacă au și dreptul la pensie limită de vârstă de asigurări sociale, se calculează pensia de asigurări sociale și acea sumă va fi suportată din bugetul de asigurări sociale. Pensia de serviciu se face o bază de calcul din venitul net pe ultimele 6 luni, primesc 85% din acea bază de calcul. Mulți pensionari sunt nevoiți să facă însă economii pentru a trăi decent, deși au zeci de ani vechime în câmpul muncii. Dacă așa se calculează, ce să zici? N-avem ce face. Mergem înainte. Trebuie să ne descurcăm, dar e destul de greu, că mai luăm și medicamente, că suntem bolnavi. Pe timpul lui Ceaușescu să dădea pensie la toată lumea după muncă și după cât cotiza. Acum să dă după funcție și după afacere. În Brașov sunt peste 140.000 de pensionari, dintre care aproape 14.000 au pensii sub 520 de lei, iar mai mult de 14.000 dintre brașoveni încasează pensii de peste 2.000 de lei lunar. Emoții pentru managerii spitalelor brașovene. Activitatea lor la conducerea unităților sanitare va fi evaluată în perioada imediat următoare. Aleșii locali au adoptat luni în ședință de plen o hotărâre în acest sens. Conducerea Consiliului Județean Brașov are însă, în ceea ce îi privește pe directorii spitalelor, și o situație aparte de gestionat. Medicii preferă să profeseze și nu să conducă spitale. Cu greu o să mai regăsim medici în poziții de manageri, iar toată această activitate este o activitate destul de dificilă, fiindcă ea trebuie înțeleasă, ea trebuie integrată, în așa fel încât fiecare secție din cadrul unui spital să beneficieze de aceeași atenție. Adrian Veștea spune că în aceste condiții, în fiecare spital, directorul medical va fi cel care îl va sprijini pe manager, în cazul în care acesta nu este medic. Efectele legislației prin care au fost plafonate la 30% sporurile personalului din sistemul medical se resimt deja. Asta deși legea guvernului, care impune administrației să se limiteze la o treime din bugetul total, a intrat în vigoare abia pe 30 martie. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, trage un semnal de alarmă. Deși Consiliul Județean a încercat să echilibreze în toate spitalele acordarea acestor sporuri, încă din luna aprilie, mai mulți angajați din spitale s-au trezit cu lefurile diminuate. Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, crede că trebuie să se ia urgent măsuri. Promite că vor continua investițiile în spitale, deși guvernul a tăiat cu 90 de milioane fondurile alocate anul acesta județului nostru. Deși noi ne chinim, facem investiții, din păcate partea asta managerială și motivarea personalului medical este creează o stare de neliniște și de nemulțumire și atunci nu ai cum să ai un management integrat și un management corespunzător pentru fiecare unitate în parte.
Noua lege a guvernului afectează 662 de infirmiere și îngrijitoare. Acestea au acum venituri nete mai mici cu până la 500 de lei față de luna martie. Situația este și mai delicată la biologi, biochimiști, farmaciști, psihologi sau asistenți sociali. Aceștia au salarii diminuate cu până la 800 de lei. Guvernul poate duce economia românească într-o criză fără precedent. Declarația aparține președintelui Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, care a vizitat în weekend Brașovul. Liderul PNL a afirmat că anul trecut datoria publică a României a crescut cu 5,5 miliarde de euro fără să se facă nicio investiție, totul în condițiile în care guvernul a anunțat în 2017 o creștere economică de 7%. Ludovic Orban a vorbit și despre naționalizarea pensiilor private obligatorii. 6 milioane de contribuabili la pilonul 2 de pensii riscă să rămână fără pensia suplimentară la care au dreptul în momentul în care vor atinge vârsta de pensionar. Potrivit liderului Partidului Național Liberal, rata inflației a crescut în timpul guvernării PSD de la 0,2% în 2016 la 5% în 2017. Cel mai așteptat eveniment din Brașov a fost un adevărat spectacol. Parada Junilor a fost urmărită cu mare entuziasm de aproape 30.000 de brașoveni și turiști. Centrul orașului a fost de Duminica Tomi un adevărat furnicar. Aceasta a fost doar o parte a show-ului oferit de juni pe străzile din centrul orașului. Costumați tradițional, călare pe cei mai frumoși cai, junii au coborât în cetate în Duminica Tomi. La eveniment au fost aduși peste 200 de cai. Este cea mai mare sărbătoare a românilor și în momentul în care junii coboară în cetate și afirmă drepturile românilor asupra cetății Brașovului. Este cea mai importantă tradiție care o avem în Brașov și noi o ducem cu mândrie mai departe. Suntem grupul Junilor Brașovecheni, participăm prima săptămână după Paști la parada junilor, coborârea junilor în cetate. Costumele sunt tradiționale și bucurie mare. Zeci de mii de brașoveni și turiști au urmărit parada junilor. Unii au venit special pentru acest eveniment de la sute de kilometri depărtare. Foarte frumos. Costumul, tradiția, obiceiurile, totul este super. Foarte frumos e tot spectacolul, toată lumea. Și aș vrea să mai viu, dacă se poate să mai viu. E prima oară când îi vedeți? Da, tot prima oară. Suntem din București. Este primul an când am venit, da. Este foarte frumos. Eu sunt din Moldova și e o tradiție foarte frumoasă. Adevărat am viat. Parada Junilor reprezintă cel mai important eveniment cultural al Brașovului, la care participă 7 cete. Junii tineri, bătrâni, albiori, roșiori, curcani, brașovecheni și dorobanți. Sute de brașoveni de toate vârstele au promovat un stil de viață sănătos la finalul săptămânii trecute. Au ieșit la alergat, la crosul organizat de o firmă de echipamente sportive. Totul s-a întâmplat în zona Parcului Noua. Țin să vă menționez că nu e o competiție, este doar un eveniment de jogging. Dorim să promovăm mișcarea, să mărim comunitatea de alergători și să motivăm generațiile tinere. Odată explicate regulile și traseul, concurenții au luat startul. 3, 2, 1, start! Competiția s-a desfășurat pe mai multe grupe de vârstă. Îmi place să alerg pentru că e sportul meu preferat, la fel ca fotbalul. Este prima oară când particip la asemenea competiții și am decis să fac asta pentru că îmi place foarte mult sportul. Îmi place să fac mișcare, sportul înseamnă și sănătate. Acest eveniment este în scopul de a promova mișcarea pentru o viață cât mai sănătoasă și pentru a mări de asemenea comunitatea de alergare din oraș și ne propunem ca pe viitor să încercăm să diversificăm cât se poate. Peste 100 de concurenți cu vârste cuprinse între 5 și 60 de ani au luat parte la eveniment. Brașovenii au profitat de weekendul cu soare și temperaturi de peste 20 de grade Celsius și au ieșit la grătar. Locurile de picnic au fost pline încă de la primele ore ale dimineții. Vremea frumoasă le-a permis brașovenilor să stea la iarbă verde până seara.
Asta a găsit reporterul Brașov TV în weekend în parcul din cartierul Noua. Relaxare, bună dispoziție, muzică, atmosferă de petrecere, mâncare, dar și băutură. Toate ingredientele pentru o zi perfectă. Ce au adus brașovenii pentru grătar? Cea unul cu ceafă, așa, și aici, că așteptăm și musafiri mai mulți, nu? Am înțeles, o să fie o masă mai mare. Așa, așa, și aici sunt aripile și pulpele de pui. De toate pentru fazan, pui, porc, acolo sunt mici, cârnați de casă. Păi este scrumbie de Dunăre, este pulpe de pasăre și un crăpșor. Un crap de tot de Dunăre. Cei care nu au ieșit la picnic au ales alte modalități pentru relaxare. Ia uite aici. 66. Ala, da. Am înțeles. Preferați de obicei când e cald să ieșiți afară, nu stați în cald. Continuă. Cât aveți de gând să stați, sau nu știți? E până ce-o fi foame. Aici venim sâmbătă, duminica și miercurea, de 3 ori pe săptămână. Și iarna, când e zăpadă, aici venim. Aici. Ce faceți de obicei când veniți? Vă relaxați? Citim, păi citim, relaxăm, vorbim cu prietenii. În municipiul Brașov sunt amenajate 3 spații pentru picnic, în Răcădău, în zona cunoscută sub denumirea La Iepure, în apropierea lacului Noua și la pietrele lui Solomon. Pentru prima dată, județul Brașov a depășit litoralul românesc la numărul de turiști. În 2017, peste 1,24 de milioane de turiști au vizitat județul nostru, față de 1,23 de milioane de persoane care au ales județul Constanța. În municipiul Brașov, anul trecut, au fost 107.000 de persoane în vacanță. Pe primul loc în topul orașelor din țară cu cei mai mulți turiști se află capitala, cu peste 2 milioane de vizitatori în 2017. În total, România a atras peste 12 milioane de turiști, mai mulți cu aproape 1 milion față de anul 2016. Știrile Brașov TV au ajuns la final. Nu uitați, ne puteți urmări și online. Toate jurnalele noastre sunt disponibile pe site-ul brasovtv.com și dacă ați surprins imagini sau aveți informații importante, le puteți trimite la adresa știrea@brasovtv.com. Rămâneți alături de noi, urmează datele despre vreme. Sunt Silvana Vorovenci, la revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu numărul 1. Centru Spa angajează hairstylist cu experiență minimă. Detalii puteți obține la numărul de telefon 0741 127 537.